el mi-a zis o vorbă. Femeile au pizdă, bărbații au pulă. Eu merg pe premiza aia. Biologie curavă. Deci ar trebui să facem, să-mi bat pula, eu aș face cu tine lecții online, anatomie curavă. Bună ziua, bună ziua. Astăzi vorbim despre cele două sexe primordiale. Situația asta așa. Domnul Rafa, ce au femeile? Pizdă. Vă mulțumesc, iar bărbații au? Pulă. A fost anatomie curavă. Ia uite, gata. A început podcastul ăsta la care trebuie să recunosc că e cea mai multă lume în spate. Super mult a venit și era cu brigada, toți băieții de la toți frații mei. Respect să le dea Dumnezeu sănătate. O avem și noi pe Ana, colegă nouă, șefa la TikTok. Baboiaș care stă pe telefon atât de interesat e. Ce se întâmplă aici? Și Rafa, care n-a mai fost la niciun podcast și din ce mi-a zis el, nici n-are chef să mai duc. Nu, nu se mai avea niciodată. Asta e singurul for real, gen, care am vrut și nu o să merg niciodată. Gen. Mi se pare cel mai, nu știu, interesant cu aia. Eu stau seara, gen, și mă uit la podcastul ăsta, gen de, nu știu, anul trecut. Ce oră, gen. Ce tare. Care a fost primul episod pe care l-ai văzut? Mamă, deci fac reclamă cu Rafa. Primul episod a fost cu Luca, după Nane, după Chila. Și am continuat după. M-am zis mai departe. Ce tare. De ce nu mergi la podcasturi? Bă, tu ai poveste, adică tu ai mega poveste așa. Da. Păi la început nu vreau să afle lumea povestea și după mi se pare că toate sunt de căcat. Sincer. De căcat, de căcat. Eu sunt foarte băfastă, gen, mă doare în pulă ce pot să zică lumea. Gen. Mi se pare că sunt de căcat. Decât să merg la un podcast de căcat, mai bine nu mă duc. Nu vă rău treaba. Bun, și care-i treaba ta acum, în 2022? Pe cât tragem? E 9 noiembrie acum, nu? Ca să spunem, 9 noiembrie. Pe 9 noiembrie? Ce face Rafa pe 9 noiembrie 2022? Și face albumul 46. Cât mai? Vreo 5 piese? Zi-mă. 5 piese. Cam așa. La o discuție cu Luca, ăsta era foarte îngrijorat, Luca, în sensul în care spunea, bă, scoate ăsta atât de multe piese bune și are atât de multe hituri pe țeavă, că nu știu ce să fac cu ele, nu știu cum să le manageriez. Da. Păi, când ne chinem în studio, dacă rămân la Luca o săptămână, nu știu, știu că am făcut într-o zi 6 piese la un moment dat. Și toate gen, agheu, bune. Avem noi o chimie a noastră, nu știu. Ne înțelegem, avem o rutină, gen, toată vara asta eu intram în borcan, îmi dădeam tricoul jos, mi-l puneam pe spate, beat-uri hard, bă, vezi că acolo nu-i bine, ok, schimbăm. Și tot așa. Și până aia ești treaba. Dar la tine scrisul de piese cum vine? Vii cu ele de acasă, scrii pe loc? 50% din toate piesele mele sunt freestyle. 50%. Serios? Da. Și după, când scriu, când îmi zice Luca, bă, trebuie să dai bars, dă bars, mi-aleg un beat cu el și stau și scriu. Dar eu am un știu al meu, dacă nu scriu în 15 minute, nu pot să continui piesa, gen. Adică dacă trag de ea, gen, să dureze o oră crearea unei piese, nu pot să o continui deloc. Adică dacă nu o fac instant, cum a fost la AE, gen, efectiv, am scris în 5 minute, tot. M-am pus în borcan, am tras, wow, și că aia a fost. Dar senzația ta când ai intrat prima dată vreodată într-un studio și ai început să tragi? A tremurat chiar și pe mine. Eram, vai capul meu, eram pișat pe mine. Că toți îmi spuneau, bă, ai vocea într-un fel, ai timbru special, ai timbru nu știu cum. Și eu nu, eu refuzam să cânt, gen. Și la vizual,
care e coleg de trupă și tour managerul meu, i-a trimis mail-ul Luca cu o piesă de-a mea. Și de ziua mea, Luca nu știa că e ziua mea. Pe 11 mai, aveam 17 ani, mi-a dat mesaj și mi-a zis, ai un potențial foarte mare pentru România. Și de atunci am zis, băi, e groasă. Om, ce-i place lui Luca să arunce cu d-astea așa. Da, fix așa, cu aia nici nu știa că e zi... Acum e în afara camerei, în spate aici, dar tot timpul... Cu aia nici nu știa că e ziua mea, nu știa că e ziua mea, gen. Legit, era ziua mea, gen, și la 12 noapte, gen, nu, a doua zi după, gen, de ziua mea, efectiv mi-a aruncat bomba asta și mi-a sărit inima, eram, ce până. Și la 17 ani am postat legătura și la 18 ani am semnat. Da, tu erai sigur că o să bubui? Na, nu mai știu. Erau, la mine era o caterincă, o prăjeală, o cardeală. Știi că în momentul ăsta, bă, strict pe fapte vorbim și pe cifre și pe engaging, ca să zic așa, văd câtă lume e interesată de Rava, de Rava ca artist. Mm. Mi se pare că ești cel mai cu hype artist din trap. La noi, în momentul ăsta, fix acum, poate să supere restul, să le dea Dumnezeu sănătate. Nu, statistic vorbind. Statistic vorbind. Mm. Și de când există muzică în mediu privat la noi sau în zona asta de artist independent, eu n-am văzut așa debut. Adică este, chiar asta vorbeam cu Luca, când am vorbit? Azi sau când am vorbit? La modul cel mai serios. Și iar eram așa și vorbeam și cu Psihotrop chestia asta și bă, tu ești conștient că ăsta a avut cel mai periculos debut pe care l-a avut vreun artist român vreodată? La ce mod periculos? Mainstream, nu contează. La ce mod periculos? Bă, ca cifre și ca involvement. Ieri nu erai și azi erai peste tot. Da, da. Bă, exact atât de brusc a fost. Da. Păi a fost o treabă că deja trăsesem cu Luca două piese la SIC. Nu era cine știe ce și murise bunica mea și am rămas singur acasă și am întrebat Jureș Crâncă și pe un microfon de două bețe, n-aveam pop filter și mi-am pus un ciorap și am făcut Jureș Crâncă și i-am trimis-o și a zis fix așa mi-a scris, foculețe, săptămâna viitoare filmăm clip. Și m-am pișat pe mine și am zis, mamă, nu pot să cred. Și când a ieșit piesa, am văzut că a făcut într-o zi 10.000 și am zis, bă, e bine. După a ieșit aia cu Chila, m-a cam dus în jos, că nu bubuise în halul ăla. După am scos urlă, a bubuit țara și de atunci n-am mai dat niciun rateu, părerea mea. Nu știu, da, cel puțin că singur. A fost și foarte constant așa. La Trap Attack, la partea de vizuale, era un prieten foarte bun, doamne, Cotel îl cheamă, care de obicei îl face vizuale pentru tehnouri și pentru de-astea, cumva a făcut vizuale la voi acolo, la evenimentul. Mm-hmm. Unde s-au întâmplat și alte nenorociri și probabil o să povestim, sau nu știu dacă e cazul, că, mm-hmm, că mi se pare prea devreme, dar mm-hmm, asta e altă poveste. Și eram la Trap Attack acolo, bucuros că dintre toți copiii ăia care erau în public și tineret, și asta eu având 40 de ani, am găsit și eu pe cineva pe care îl cunoșteam, stătea acolo la vizual, zic, bă, Cote, stau cu tine aici, ne uităm la aștia. Și a intrat tu așa și Cote, care a văzut foarte multă la viața lui și știe foarte multă muzică și tot la fel din generația mea, mm-hmm, arhitect foarte smart e băiatul, și zice, bă, vezi că cu Rava ăsta e altă treabă. Zic, descrie-mi exact ce ți se pare ție, să văd dacă coincide cu ce cred eu. Și bă, se simte roafnăsul ăla, se simte cartierul, se simte strada foarte bine, da. Și faptul că efectivul doare în pulă și cântă fără absolut nicio miză, în afară de, probabil că asta îi place lui. Păi, cred că și ca personaj am bubuit din cauza asta cu aia, cred că din cauza că eu de când sunt mic am o durere foarte mare în pulă. Sincer, gen, nu știu, că mi se pare că când ești deștept, intri în overthinking de ăla, știi, zic, mai bine să doare în pulă și ești prost și vezi de viața ta, știi, zic,
Nu, nu, mi se pare mai corect. Hai că mi-ai dat o muie acum. Și gen... și am stat mereu lipit de cartier. Da. Și de acolo a plecat totul, de la Giulia și Crâncaș, că a văzut lumea, gen, primul clip, nu știu, stradal, pe bune stradal, eram 80 de nici ne-a oprit garda de 4 ore, gen. Și cred că acolo s-a văzut bagabonțeala, în trap, și am readus trapul, gen. Mi se pare că lipsea trapul, Shatra, Chila, Nane, gen, Nane nu, iar tot pe val era și încă e. Lipsea gen fix vibe-ul ăla de Shatra, care nu mai făcea lumea piese în stilul ăla, știi ce zic? Lumea și-o dat pe repăreală, 50 Cent, pula mea, știi ce zic? Și eu am vrut, sunt tripat pe trap, să aduc trapul gen Future și Shatra Benz. Asta mi-a plăcut mie toată viața, gen. Și nu, simțeam că nu pot să-l aduc nimeni, gen. Adică eu nu dau pe beat-uri de rap sau de-astea. Luca când îmi trimite beat-uri, îmi trimite dark, dark al nivel, gen, nu există altceva la mine. Nu pot să dau pe, adică pot să dau sentimentale, pot să, când sunt eu în pasă, pula mea, când treci prin anumite chestii. Dar în rest eu sunt pe dark, atât. Și mi-a zis și Adina, dacă o știi. Cum să nu știu, nu? E inima noastră, Adina. Mi-a zis, când urci pe scenă și mă uit la tine, te văd, zici că intră dracu în tine. Mă uit în privirea ta și zici că intră dracu în tine, gen. Nu știu, am eu o nebunie cu scena și cu muzica și cu... Bă, adevărul că e o energie aparte. Trecând peste toate glumele cu a veni Rava, e mai mult mor decât viu, toate alea, ai văzut și pe... Da, da. Da. Cu Billy and Mandy au făcut ăștia pe TikTok toate... Bună, aș pe de aș pe de știu, știu, a, ok, ok, ok. Prespun că te distră. Știi, prespun că știi majoritatea... La început m-a deranjat groaznic, că pula mea chiar eram într-o pastă proastă, dar după ce mi-a trecut pasta proastă, eram gen, dați-vă în slovă, piși pe voi. Trecând peste asta, știi, ești conștient că aia, de fapt, e o formă de apreciere, adică care? Inclusiv tipul ăla de vorbi, inclusiv troluitul pe care îl fac fanii, că aia sunt fani, da, aia care le fac, știu. Adică aia sunt oameni care plătesc bilet să te vadă. Față în față, niciodată nu mi-ar fi spus un așfe, gen, sunt conștient de treaba asta. Da. Dar apropo de pasele astea proaste și de durerea în pulă de care spuneai, tu ai și niște tendințe de-astea autodistructive, așa că... Și apropo de tendințele astea, o să arăt o discuție pe bune, pe WhatsApp, pe care am avut-o cu psihotrop, l-am și întrebat, bă, poți să te citez? Ca să, mamă, dau un disclaimer, dau una din casă. Eu de câte ori mă văd cu psihotrop și cu asta ascultăm numai trap. Deci pe asta, pe ale noastre le știm, le nu știu, hai bă, să vedem ce fac și alții. Și cu Moș Martin tot la fel, adică suntem fani, știm tot ce mișcă, unele ne plac, altele nu ne plac. Dar mă rog, dar stăm și ascultăm. Și Psihotrop zicea, mi-a arătat o piesă în care, bă, tu cântai despre faptul că ai spasme în somn și că ai tot felul de coșmaruri și că ești destul de chinuit așa. Da. Și că nu prea poți să dormi. Da. Și apropo de pasele astea proaste, observația lui a fost foarte legitimă, a zis, bă, ăsta trage și niște semnale de alarmă vis-a-vis de angoasele pe care le are și vis-a-vis de supărările și chinul ăsta prin care trece, dar cumva toată lumea ține minte tot partea de bagabonțelă și cumva vrea să treacă cu vederea faptul că totuși ăsta e un băiat destul de chinuit, adică... Nu neapărat chinuit, a fost vorba că am avut și trecutul mai varză, gen cu... familiar vorbind, știi? Adică am fost crescut doar de mama, pula mea trebuie să mă descurc, să... Da, păi și eu la fel. Să... Mama, știi, tipul ăla de femeie dichisită să vede altceva și trebuia să fac rost de bani, să-și facă unghiile, să ducă la coafor, să pula mea, tot felul de astea. Și gen, a trebuit să le aduc singur toate chestiile astea. Și dai seama că la un moment dat
capuști, clachezi în anumite substanțe. Și din păcate am clacat prea rău. Și acum mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit singur, gen. Că asta vorbeam cu mama acum câteva zile, că gen, unii cer ajutorul altor oameni. Și am stat singur, efectiv, în casă, luni de zile, și m-am confruntat singur să scap de tot. A fost oribil, gen. Cele mai urât, gen, am simțit două luni, ia după pământ, fără niciun fel de exagerare. A fost... Nu se înțelegea nici, gen, venea Luca la mine acasă, gen. Venea Luca, când nu puteam să mă deplasez, nu puteam să fac nimic. Era gros. Când s-a întâmplat asta? Acum 7 luni. Și de 6 luni sunt sober, cum ar fi. Dar ce te-a făcut să renunți sau să iei decizia asta? Cumva? Să nu mor, în primul rând. Asta a fost primul. Să nu mielesc. Cât adevărată e legenda, și dacă te deranjează întrebarea, o scoatem, cât adevărată e legenda asta cu alea 3-4 morți clinice, cât ai avut? Două. În cât timp? Una la 18, una la 19. Și acum am 20. Da, asta voiam să te întreb. Și după prima moarte clinică, când ți-ai dat seama exact prin ce ai trecut, ce a fost în capul tău? Un copil topit, am făcut același lucru. A doua zi, exact același lucru. Topit pe creier. Gen. M-a salvat la vizual, m-a dezbrăcat, mi-a dat cu apă pe mine peste tot, mi-a revenit și a doua zi, același lucru. La a doua, mi-am pus semne de întrebare. Am zis, bă, nu e ok. Am fost la doctor, mi-am făcut analize, am văzut că analizele sunt varză și am zis, gata, am bat pula în ele de droguri. Pici pe ele. Bă, lângă asta trebuie să duc am o carieră dus mai să continui ce am făcut până acum. Nu vreau să sufere oamenii de lângă mine, brigada mea, mama, Luca, nu știu, Sicu, gen, oamenii de lângă mine. Și am zis, îmi bat pula. Și fix, ala termen am făcut analizele și mi-au ieșit bune. Și e o realizare mare pentru mine, că am scăpat singur pe pula mea de tot. Alții pizi de cer ajutorul, na, nu mai pot, ajutor, help. Așa că nu e nimic în neregulă să cer și ajutor. Știu, da, e altceva când te călești singur și treci singur prin toată chestia asta, ca a doua oară nu mai ai cum. Îți garantez, da, dacă cere ajutorul, ce spui? A, mai mă ajută ăsta încă o dată. Dar când te călești singur și știi, simți durerea de două ori mai rău, nu mai vrei să mai treci niciodată. Niciodată. Îți mai dau una din casă, stăteam și vorbeam cu OG-ul, cu OG Lisbol, cu Alfred. Și zicea așa asta, și bă, nu știu ce să-i zic la copilul ăsta, bă, că e păcat de Dumnezeu, că are talent cu carul. Tu ai avut vreo discuție cu el legată de droguri? Da. Adică a avut-o până la tine discuție? Da. Eu am vorbit cu el înainte. Sau am avut-o în vară, după un concert. La Vlad Arena sau? Da. Așa. Da. Am avut-o. A, deci e adevărată povestea asta, adică te-a tras deoparte și ți-a zis să termin cu povestea. La început am vorbit normal, mi-a zis că e uimit cât de repede am urcat. M-a întrebat cum, m-a întrebat pe ce și după mi-a zis, bă, lasă-le că chiar ai un viitor în față foarte mare. Și am băgat la cap, adică nu, n-am fost arogant sau am ținut cont și am zis, da, normal. Bă, OG-ul cel puțin pe partea asta cam știe ce spune. Da. Adică a trecut până toate. Da, pare foarte călit. Și e foarte călit, de fapt. Cred. Dacă toți suntem în zona asta sensibilă, și cred că e prima și ultima dată când fac asta, că trebuie adus tributul cuvenit lui unchiul. Chiar vreau să-mi iau hanora cu el, dar am zis că da, vreau să ies din zona. Ei, uite, hanoracul ăla. Da. Vreau să ies din zona aia, pentru că m-a afectat foarte rău psihic. Eu, gen...
a decedat, nu o să uit niciodată, și am primit mesaj pe grupul nostru de la SIC, nu mi-era să cred, și ne-a zis Adina, la 7 veniți la studio, toți, și efectiv a fost cel mai, nu știu, sumbru moment, cred că, din viața mea, gen, plângeam toți și eram, nu știu, și dintr-o dată am dispărut din toată lumea. Gen, am dispărut și eu o săptămână n-am răspuns la telefon, n-am vorbit cu nimeni, n-am putut să fac nimic. Visam noaptea, nu puteam să... Nu știu, a fost teribil. Și mai ales că ultimului concert a purtat hanoracul meu, Bulibașa. Asta da. M-a dat pe și eram împreună. Eram toți împreună. Eram acolo. Toți. Asta că acolo am stat și noi de vorbă mai atent despre podcast și că... Da. Era și unchiul care spunea, bă, trebuie să faceți. Hai să zic o chestie pe care am mai zis-o, dar vreau să o repet ca să fie foarte clar. Și nu spun asta pentru că puteți verifica și în alte podcasturi de dinainte. Nu o să fie unul din oamenii care sunt direct responsabil pentru nașterea podcastului Aproximativ Discuții. Nu, știu. Unchiul a ta m-a bătut la cap să fac ceva pe internet și cu nu știu ce și... Tot stăteam și mă gândeam și piciuiam idei și uite, bă, nu o să fie, aș face asta, aș face, până când mi-a venit asta cu Aproximativ Discuții și a fost și el și Luca m-au bătut la cap, dar Luca mai puțin, unchiul mai mult, că cu unchiul am stat, cu nu o să fie am stat, că avem și albumul ăla scos. Știu, că aveți chimia voastră. Da. Foarte mare și știu chestia. Și mi se pare unul dintre cei mai subapreciați. Sper la un moment dat să înțeleagă oamenii cât de important a fost Nosfe în muzica românească, cel puțin după 2010. De fapt, da, după 2010 până acum. El a fost mult mai influent decât crede lumea. Și vorbesc acum și de partea mainstream a muzicii și de aia underground. A fost the go-to unchiu. Da. Nu știu. Și inclusiv în podcastul cu OG Isbul există citatul spus și de el și de mine, Nosfe e cel mai subapreciat artist de la noi și în continuare mi se pare chestia asta. Da, mă rog, repet, Aproximativ Discuții și existența podcastului Aproximativ Discuții se datorează mare parte și lui Nosfe, care mai ales în pandemie, bă, nu m-a lăsat până când n-a văzut că mă apuc să fac ceva efectiv în direcția asta. Tu cu ce ai rămas de la unchiul? Hai să aducem ce ai trecut. Efectiv, el mereu e, nu știu, ca persoană cel puțin, cu mine era, la început când am intrat în SIC, era... cu un sfat, două, nu prea vorbeam, nu prea aveam. Și fix la ultimul concert, la Trap Attack, pe la mea, gen, parcă a simțit-o, nu știu, gen, de-aia m-a dat și așa peste cap. A venit la mine și mi-a zis, bă, ține-te de tot ce faci, bine că ai lăsat toate prostiile și mergi în continuare, că o să ajungi legendă. Și am rămas așa. Și după a doua zi când am aflat, nu mi-a venit să cred, gen. Eu nu credeam că e real, gen. Hai să ieșim un pic din zona asta, da. O să cădem amândoi acum. Da, ne ducem. Da, ce să zic, Dumnezeu să-L odihnească pe Nosfe, ne-a impactat viețile tuturor. Da. Mult mai mult decât ne place să credem. Da, așa e. Ziceai mai devreme că tu ai o zonă de asta foarte clară de muzică din care nu vrei să ieși. Și care a prins foarte bine, se potrivește foarte bine. Să fii dark și fără niciun filtru, uite, să pare că nu că e neapărat o rețetă, dar îți vine ție ca o mănușă și prinde mai mult decât și-ar închipui oamenii de la noi care zic că se pricep la muzică. Pentru că manualul oricărui om sau manager muzical sau așa, tu ești conștient că ești împotriva tuturor regulilor. Da. Da, sunt tatuat pe față, sunt, îl zice lumea că sunt satanist, zice lumea că sunt, adică sunt, da, adică sunt, dacă vreau să am o nevastă și
mă prezintă părinților, eu sunt X total, gen, ce pula mea, zice, zic, sunt cum ar veni, unii mă văd în societate vagabondul ăla satanist. Și n-am ce să fac. Chiar... Știi cum e, odată la ceva vreme trebuie niște părinți să demonizeze pe cineva pentru mesajul greșit trimis copiilor lor. Știi că așa se întâmplă tot timpul. Acum, eu am mai zis asta, în anii 90 era muzica rock de vină. Aia erau sataniști. Acum trepări. Acum sunt ăștia cu trepul. În anii 2000 era muzica electronică, cu techno, cu la Drogangel, la nu știu ce. Să duce copilul la Sanui, să întoarce cu creierii varză, că să-i dea Dumnezeu sănătate și lui tati care face Sanui. Lui Cătălin m-am întâlnit cu el cu 2 zile, chiar plănuim să facem o întâlnire, sunt, avem niște planuri cu Sanui ăla. Așa. Acum ai trap. Acum 3 ani era așa trabenz de vină, acum ai rava. Da. Acum 10 ani era specii. Da, păi la un moment dat lumea zicea că 4226, trupa mea, brigada mea, e specii trap. Și chiar a fost o perioadă specii trap, dar nu mai e. Ne-am jurat niște chestii pentru, în primul rând pentru noi, lăsăm muzica la o parte și tot, gen, pentru noi să fim... S-a scris așa un set de reguli, bă, facem asta, nu mai facem. Sunt, eu sunt capitanul, eu sunt gen liderul grupului și într-un fel pot să și explic cum s-a înființat chestia asta, gen. Noi eram la studio, prăjea la noastră, trăgeam piese și am zis eu, bă, hai să nu facem o trupă, să numească Extendo. Și zice Ravizual, eu am un știu 4226 de când sunt mic, e un secret al meu, gen. Și îmi zice, dar de ce nu vrem să facem 4226, secretul tău, gen, și să-i dăm drum. Și de atunci a rămas 4226. Ne zici care e secretul sau care e știu sau ăla nu-i de zis, rămâne la tine. Bă, la zice prima oară în premieră. Zi exact care e faza cu 4226. Deci 4226, era un copil nebun. Și am luat un pistol, un Glock Saul P4 seria 226. Și de acolo am scos 4226 și am tras cu pistolul, primul pistol care am tras. Și am scos seria și numărul. Și de acolo vine 4226. Tu zici de ăla semi-automat? Da. Bă, ce pistoale sare. Nu mă întrebați de... Să zicem că trasul la bec era una din plăcerile mele în adolescență cu băieții mei la Țăndărei, dar asta e cu tot o altă poveste. Așa. De ce asta? E premieră, chiar nimeni nu știe. Nimeni. Toată lumea mă întreabă. Toată lumea crede că e Cașteul Lunane, gen cod poștal sau nu știu. Nu, nu are nicio legătură. Uite, eu îl porc până e fratele meu. Da, n-are nicio legătură. E primul pistol care a intrat vreodată în Pălacul Mării, în Giulești. Ia uzi, Denis, Pălacul Mării. Mai știm noi făcea. Mă rog, nu contează. Păi și ultimul pistol cu care ai tras care? Și când? M-a luat Dicotul acum. Acum 4 luni m-a luat Dicotul. Nu se spune. Ok. Nu, serios, e de penal. Îmi dai un telefon că te scap. Nu zic când, zic care e ultimul pistol care ai tras. Chiar vrei să zic? Da. Care? Modelul de pistol, atâta, nu vreau altceva. Glock 18. De 9 mm. Ăla basic, de 38 de beți. Sincer. Da, să-ți dea Dumnezeu sănătate, suntem puști în picior ca alții. Că îți zic eu niște povești cu tras, cu gangsterel de-astea de carton.
Băi, hai să ne întoarcem, că sunt două chestii pe care mi le-ai ridicat așa și vreau să le duc un pic mai departe. Unu, ziceai că stilul tău e foarte clar și foarte clar definit și nu vrei sub nicio formă să ieși din el. Și că ești pe zona asta mai dark. Care exact? Sunt pe zona asta, dar sunt, pot să zic și versatil, adică pot să dau pe orice. Uite cum se mișcă, e reggaeton, R&B, dar nu știu ce e. Ce, Luca, ce e? Afro, nu? Afro. Cum se mișcă, ce e? Afro? Afro. Pot să dau și sentimentalist, pot să dau și, adică sunt foarte versatil, dar cel mai confortabil sunt în zona mea, dark. Aia e zona mea. Tu te-ai gândit vreodată și știu că nu știu dacă e neapărat ca să pun întrebarea asta acum, pentru că clar noi filmăm acum într-un punct de maxim al carierei tale. Bă, cu materialul ăsta, cu Nane, ai tăvălit tot. Efectiv, ai tăvălit tot. Da. S-a dus. Eram cu cineva, o mare divă a muzicii românești, pe mainstream, și pusesei tu... stai, că a venit și Sidiu. Yeah. Am mersi un cadou pentru tine. Wow, mersi. Tare. Yeah. Damn. Mamă, ce bună e coperta. De fapt, știam coperta. L-am ascultat-o cu mine. Foarte... Stai să și zic. Cearcă-ne mi se pare... Cearcă-ne e preferata mea după. Vorbesc foarte serios. Cearcă-ne, efectiv, eram atât de mumble și eram atât de... Nu ziceam nimic, practic, dar ziceam ceva. Adică, dacă ai zice acum versurile, gen, încearcă-ne zic Haladi să fac bani mulți vreau, să mut munți, clar, cearcă-ne. Ăsta-i traful meu, gen, ce vine în cap, sau acaba, cantoracan, gen, nici nu există cuvintele alea. L-am inventat eu, eram în studio, eram cu ăla vizual și nu-mi lua autotune vocea, că o aveam prea groasă, gen. Și am pus mâna pe nas și am făcut Waka, Baka, Tranca și mi-a luat și a ieșit mare hit. Gen. Nu știu, ce-mi vine în cap și dau... Dar cearcă-ne, deși pare o prostie, să știi că nu e absolut deloc. Nu, n-am zis că e prostie. Adică... E așa... Mamă, stai, îți apăr eu muzica ta față de tine acum. Și mi se pare funny. Nu, cearcă-ne o piesă extraordinară. Vorbesc foarte serios. E printre... Și pe album, ce nu știe lumea, Narcotice e prima mea piesă făcută cu Nane acum un an jumate. E de acum un an jumate piesa aia. Asta ultima după. Da, e de un an jumate. E prima noastră piesă. Și am venit să o punem pe album. Tot mă chinui să pun întrebarea și tot să ce discuția într-o parte și în alta, dar îmi place. Când o să mai meargă cu zona asta muzicală în care te simți tu confortabil, ce o să faci? Te-ai gândit vreodată? Păi, aparent pe radio nu merge. Nu știu, pe orice stil merge. Dacă nu mai merge pe zona mea confortabilă, ori îmi fac un stil nou, nebunia mea, ori, nu știu, încerc să mă dau altfel. L-am pe Luca, l-am pe Pârni, l-am pe la vizual. Tu ai zis că pe radio merge sau nu merge? Merge. Am fost, la un moment dat, cu 4 piese pe radio sau 3, ceva de gen. Am fost cu... piesa aia cu Roxen, Te Sun, Braziliera și cam asta, cred. Apropo de colaborarea cu Roxen, dar cred că asta e o discuție pe care ar trebui să o am cu Luca, un pic separat, foarte curios. Piesa cu Roxen e coproducție, Luca, nu? Nu e coproducție? Mamă, dar cum ai reușit? Vino un pic și vorbește la microfon, scuze că facem intermission ăsta. Nu, dar mă interesează, mi se pare foarte interesant și cred că tu înțelegi subtextul a ceea ce întreb. Yes. Hai, vino aici la mine. Deci, Roxen e artist global, da? Da. Politica colaborărilor
la Global Records e un pic centrată înspre atrasul nu neapărat al beneficiilor, cât înspre atrasul atenției către Global, da, și către produsul Global. Da. Deci tu ai zis că n-a fost în regim de coproducție, e la SIC, cum e? Explică-mi exact. Nu, mă, nu, e producție Global, doar că ia fiecare aici, eu mă duc să mă piși eu. Stai. Și te pișe și vorbim de business. Din fiecare featuring, artistul care featurat își ia procent din streaming și din tot ce produce piesa. Când te bagi la coproducție, automat trebuie să investești jumătate cu Global. Și nu s-a pus problema de asta. Adică nu s-a vorbit despre chestia asta. Pur și simplu ne-a trimis piesa și ne-a întrebat cum ni se pare. Lui a plăcut. Pentru că, uite, după ce a încercat atât de mult Dark și a făcut Rava Type Songs, a început să simtă nevoia să se ducă în chestii de-astea mai pop, mai să încerce să vadă dacă se descurcă, poate, sau dacă merge. Și a ieșit destul de bine piesa, sincer. Cred că e ține de dacă vrei și tu să te bagi, dacă sunt și interesați. Dar orice featuring își primește procente din streaming și din ce produce piesa. Ah, ok. Eram curios care e efectiv mecanismul ăsta și dacă era coproducție atâta tot. Ah. Bun, gata, nu mai, am lămurit. Face piesa bani, face toată lumea bani. Sunt ok. Se întoarce Rava de la baie și continuăm. Din nou, în bunul obicei la acestui podcast, ne apucăm și fumăm și stăm liniștiți și nu tăiem absolut deloc partea asta. Nu, poți să te așezi liniștit. Stai că mi se fac semne în cască. Băi, zi pe gură, Ana. A, da, chiar, chiar am văzut că v-ați făcut TikTok. Da, mă, păi, Ana, da, e aici, săracă. O idee foarte bună a venită cam târziu, dar e mai bine decât niciodată. Așa, hai, altul care ne taxe. Păi nu, că se întâmplă atât de multe chestii în podcasturile astea și da, dacă stai să le ciopuiești, 100% ar fi scorat până acum, dar oricum s-au dus de la sine, au fost puse de alții. Deci... Au fost puse de alții. Băi, eu dacă nu-s din cultura asta a TikTok-ului, nu știu, am văzut că i-a dat drumul de o săptămână, am văzut că bă, cum mergi? Merge bine. Ok. Mi-a apărut azi dimineață ceva cu Bogdan. Deci, da, ți-apare pe feed. Ceea ce e bine. Ce să zic. That's cool. Bă, follow pe TikTok la aproximativ discuții, nu? Mamă, ne face Luca... Să mă pui pe TikTok. Hei, da, bună, da. Ne-am făcut TikTok. Eu sunt Luca de la aproximativ discuții. Sunt băiatul din spate care îi face ceai lui Baboiaș. Bă, îmi place podcastul ăsta că începe să devină, pe măsură ce am înaintat așa în timp și capătă folclorul lui, podcastul începe să devină din ce în ce mai meta așa și îmi place foarte mult. Bă, mi se pare că s-a dezvoltat destul de bine și s-a poziționat unde este locul până la urmă. Adică nu e ceva de duzină sau tu să nu faci față invitațiilor sau să fie discuțiile de ampulea. Aia, mersi, mai zi-mi. Că nu mai știu, până și Lospa mi se pare că a făcut un tier list de ăla cu podcasturi și ai fost poziționat destul de bine, care să zicem că ăsta e mai sincer sau pana mea. Deci, până și ăștia care sunt mai excentrici te-au pus sus acolo. Părerea mea de muritor umil cu 12 clase, ce mai contează? Bă, cam asta zic și eu, adică, bă, dacă e o chestie pe care a punctat-o foarte bine Rava, este cu durerea în pulă. A, da. Tu pe mine mă știi foarte, deși pare că mă doare în pulă, de fapt nu mă doare în pulă. No. Ăsta e foarte meticulos, e nebun acolo, stă, face. Nu și la podcastul ăsta. În viață. Nu, aici la podcast, da, nu prea am interacționat. Ca asta m-a întrebat Rava înainte dacă am mai fost. Și am zis că am fost odată. Și după aia, da, nu prea am mai venit pe aici. Și după aia, ce tangențe am mai avut? E că a fost și Bruha, a fost unchiul, ce-a mai fost Nane, că zic de ăștia, de pun familie. Dar faptul că nu montezi și lași totul
natural, da, mi se pare șmecherie. Că... De asta mi-a și plăcut răspunsul lui Rava, dacă nu iese piesa în 15 minute, nu o mai fac. Băi, știi care e treaba? Hai să explic chestia asta cu punk-ul, că am tot spus-o și mi-au sărit punkiști de ăștia bătrâni în cap, dar aia care sunt punkiști cu adevărat, adică Artan cu Brazda lui Novac și cu ăștia care chiar sunt cu Vlase de la Zob și cu... Că am avut discuția despre tot curentul trap ăsta. Ca să fac o paranteză, Brazda lui Novac era absolut mesmerizat de Nosfi. Mm. Era printre cei mai mari fani din ăștia bătrâni de 50 de ani, Nosfi a zis, bă, băiatul ăsta e talent rar. Și apropo de faza asta, lasă-l și pe Rava să-i povestești și lui, că tu știi care e teoria mea. De ce mi se pare mie că mulți artiști din zona de trap și mai ales care au legătură cu SIC, inclusiv și Atra Benz, sunt în esență de fapt foarte punk. Și definiția mai bună a state of mind-ului de punk și a tot ceea ce semnifică punk-ul și înseamnă punk-ul a dat-o Rava, care a zis durere în pulă, miză zero, nu mă interesează nimic, tendințe autodestructive clar, citesc dintr-un vers al trupei mele preferate din toate timpurile, Ramones. Îl și traduc în română, care vreau să eu stau nu știu, sub... Eu nu știu engleză, rog. Te rog, traduz. Traduz direct. Traduz motamo, versul zice vreau să stau la mine în subsol să trag clei pe nas. Wow. Adică și mai pe românește să trag prenandez. Prenandezul care pe vremuri conținea niște substanțe foarte volatile, acum nu mai e. Nu mă bagă, de asta nu știu. Stai că zice fratele tău, până anii 90, până în 2000, până când se schimbe formula chimică de la prenandez, avea, cred că de la toluie, nu la era, dracu știe de la ce, era știută că dacă ești pe prenandez, am eu niște prieteni dintr-o trupă foarte mare și comercială românească. Mare, care încă activează, dar nu zic cine. Pentru că mă vor, pe cât sunt de soft la muzică, pe atât sunt de hardcore în viața reală. Îmi zici și mie după? Da, normal, îți povestesc exact. Și aveau concert la Sebeș și rămăseseră fără prenandez și au găsit un pantofar. Noaptea la 1 și au bătut la ăla, la ușă, săracul omul cu ochi cârpiți le-a dat drumul și a spus ne trebuie și nouă niște prenandez că ni s-au rupt pantofii. Și l-a zis, da, cum să nu vă împrumut? Vorbim de 96, 97, 98 acolo acum. Ne-am născut. Așa, exact, 2002, nu? Da. Bun. Și zice, ne trebuie niște prenandez. Și pantofarul spune, da, bineînțeles, cum sunt, cu mare plăcere, vă dau. Cât să vă dau? Că pe cel două și auzi un litru. Și ăla săracul n-a mai întrebat nimic, îți dai seama, le-a dat, i-au dat ăștia bani, au plecat. Poveste spusă de ei. S-a automefiat total. Băi, e puțin spus. Da, printre geamiști... Eu am o vorbă, gen, când eram și automefiat, știi cum sunt ăștia, jadorașii mei, hei, jadorașii mei, eu intram pe la și spuneam, ce ei, automefiații mei, ce faceți? Vă pup. Dar numai acum, gata. Acum sunt... Bă, sper să nu mai revină treaba asta cu drogurile. Acum sunt ravabonți. Ravabonți? Hai că nu era nici asta. Believer. Cum era? Just be... Nu contează. O lăsăm așa. Deci dacă nu mai prinde partea asta dark, azi că te duci într-o zonă, ori mai pop, ori te reinventezi, ori vezi tu ce găsești, asta am înțeles. Altă chestie pe care ai zis-o, pe care vreau să o punctez, mai ales că faci parte dintr-o comunitate pe care o înțeleg destul de bine că am crescut cu ea. Ai spus că dacă te duci cu o fată acasă și ea te prezintă părinților, e belită. Mm-hmm. La toate subpunctele cu liniuță de la capăt, bifez X. Păi, gengagică, de exemplu, dar acum i-a trimis poză cu mine. E frumos foc, dar e tatuat pe față și are unghiile făcute, l-am arătat tu. Gen... Așa, socrătul cum ar veni. Da. Și ea, ce crezi că face azi? Mm. Să tatuează rapa pe față. Gen... O decizie foarte... Câți ani are? 22. Exact decizia pe care trebuie să o iei la 22 de ani, să te tatuezi pe față, da, cu numele unui băiat, cu numele lui Gagică, tu... Ne știi în ce, Doamne ferește, nu vreau să cobesc, dar ne știi în ce îți rezervă viața, că da.
Da. Și cu relațiile astea acum, în era internetului e mai complicat. Dar, băi, tu ești de etnie romă. Da. 100% sunt Cebotar cu Teișan. Născut în Șatră. Rilșit. Ok, și la voi nu-i politica asta în temerii familiei? La noi... De vreme? La noi bărbații fac ce vor, femeile stau în casă. Asta e. Eu așa am fost crescut, știu că nu-i corect în ziua de azi, dar la noi... Nu-i corect în general, nu ziua de azi, dar acum ziua de azi am început să... Tataia e pușcăria și a făcut 21 ani de pârnaie. Era bețiv, a omorât un preot și... El acum mereu... mai ține și de preot, bosul meu, că... Păi el înjura că e bețiv și el ia da mare ca... Gât, așa, mă rog, mă gândesc. Și, gen, el mi-a zis o vorbă. Femeile au pizdă, bărbații au pulă. Și eu merg pe premiza aia. Biologie curavă. Deci ar trebui să facem... Să-mi bat pula, eu aș face cu tine... lecții online, anatomie curavă. Bună ziua, bună ziua. Astăzi vorbim despre cele două sexe primordiale. Situația asta așa. Domnul Rava, ce au femeile? Pizdă. Vă mulțumesc, iar bărbații au? Pulă. A fost anatomie curavă. Urmăriți-ne pentru mai multe rețete. Urmăriți-ne pe TikTok. TikTok. Da, bă, deci... Nu mai zic nici de la... Ai TikTok? Nu, da. Dacă să îmi promovez, ori fac panoramă, ori îmi promovez piesele. Că din păcate s-a ajuns ca TikTok-ul ăsta să controleze media. Bă, este... Deci eu, care n-aveam nicio treabă cu TikTok-ul, sunt din generația care nu înțelege TikTok. I don't get TikTok. Bă, nu îl înțeleg. Da, bă, până la urmă a trebuit să fac TikTok, boss. Deci acum avem TikTok, păi e asta, în descrierea podcastului. Păi asta e știu că gen, ori fac la panoramă, gen, când ne prostim noi, ne împiedicăm ca de unul peste altul, bun, faci vizuri, că când ești prost faci vizuri, e foarte ușor. Și gen, ori îmi promovez muzica și fac pizdele, ca trepăr bărbat, care e skillod, îți promovez muzica pe TikTok, prin sunet, fac pizdele, TikTok-uri, dau din goază și bună ziua, bine ați venit la social media cu Rava, tutorialele aproximativ, discuții continuă, după marele succes anatomie cu Rava, urmează cursul de social media cu Rava. Astăzi, episodul TikTok. Fac, îmi promovez piesele... și pizdele dau din goază pe ele. Sau sau coaie să și ling între ele. Gen. Am rămas șocat. Cum mă? Să mă arăt sora. Eu am rămas șocat. Da, bă, există lesbianism pe lumea asta, voi era, e o chestie de-asta. Trebuie să recunosc, băi, nu mă așteptam să mă distrez atât de tare cu tine. Tu ești mult mai simpatic, bă, pe viu. Adică, nu știu ce și închipuie lumea, dar mi-a mai fost simpatic de când am început să vorbim prima oară și ți-am zis, bă, facem, stai să te liniștești și tu, să știu și eu de unde să te apuc. Diferență mare, bă. Și diferență mare și de limbaj. Nu prea avem noi limbaj comun. Bașca mea mai făcut capul calendar și Luca, bă, vezi, ia-l și tu pe ăsta mai ușor. Ce să-l iau, mă, mai ușor? Că e cu mințile la el, lasă-l în pula mea, că se descurcă. Da. A dat el peste bagabonți mai mari decât o mine. Eu. Păi asta zic, o drege, lasă băiatul aici, că se descurcă, e foarte bine. Revenim. Tu ai o poveste de-asta, stând așa și culegând eu tot felul de chestii de până stânga, de până dreapta, mai mult, mai puțin oficiale, dar sursele sunt cumva cam de încredere că am cules informații din familie. N-am de părți că nu prea pune o botul la povești, că știu cum e. Am zis, bă, are băiatul ăsta o poveste și concluzionând ce a zis Cote atunci, băiatul care vă făcea vizuale, a spus, bă, să simte șmecheria asta la el, că nu prea umblă cu prostii. În completare vine și întrebarea lui Psihotrop. I-am zis lui Psihotrop, bă, filmez azi cu Rava. Și erau, that's big. Zic, da, știu. Pace, și a zis Psihotrop. O chestie. Pace. Să dea Dumnezeu sănătate lui Mihăiță, boss.
Îl iubim, colegul de formație, n-am ce să-i fac, trebuie să stau cu el acum, îi suport toate prostiile. Nu, e chiar băiat foarte oricum deștept. Mi se pare, eu nu știu dacă te-ai așteptat vreodată la chestia asta, dar am urmărit tot Battle MC-ul. Olidinguță, Nelly, toate old school Battle MC. Eu de acolo am... L-ai prins și pe Bonel și pe Psihotrop. Da, am avut prima tangență cu rapul. De acolo am fost. Psihotrop acolo e ca în șef, adică... Da, e rege. E regele. Da, e foarte... Da. Nu știu, mi se pare că e de 40 ori mai deștept ca mine. E de 40 de ori mai deștept decât noi toți la un loc. Stai liniște. E foarte inteligentă, mă. Da, mă, e foarte tare Psihotrop. Băi, și-a pus o întrebare. Și apropo, e secțiunea de întrebări din partea lui Psihotrop acum. Da. Pe lângă faptul că am troluit și astea, celebrele glume, întreabă-l cum reușește să termine jocul cu unul la viață, de-astea, am râs, nu știu ce, dar a zis, bă, sunt curios cât de multe personaje și cât de multe real în ce cântă. E, da, adică e. Mai face adevărul și din pix sau e pe corecte, pe corecte? Adică, da, la modul dacă ce cânt e adevărat? Da. Da. Din păcate, din păcate e adevărat. Din păcate, pe asta vreau să zic, că m-a sunat mama într-o seară plângând și îmi spunea nu pot să mai îți ascult piesele, că mi-ascult, mama e cea mai mare fană și gen, plângea și zicea nu pot să-ți ascult piesele, că știu că sunt adevărat de tot ce zici acolo, că te-ai drogat, că ai făcut și gen, tot ce zic e foric, gen, că mai le umflu eu. Că orice o mai umflă un vers, am 40.000, de fapt am 20.000. Și ce zic? Dar gen, din păcate e adevărat. Și în general, n-am cântat de Smart de el sau de astea, că când eram mic eram cu Smart de el, cu astea, eram și gras, eram masiv. Acum... Există poză cu Rava Gras? Nu vreți să vedeți. Am avut 138 de kg pe cântăr. Și acum am 70, gen, sunt jumate din cât eram înainte. Bă, asta e. Deci lasă-o pe aia cu 4226. Asta este aia de TikTok. Aia mare de TikTok. Da. Cum ai avut 138 de kg? Bă, gen, când m-am născut, mama a știut până la 16 ani că eu am alergie la 16 tipuri de alimente. Care se înrudeau, adică la modul, dacă, la citrice, cum se numesc, gen, la modul, dacă mâncam, dacă eram alergic la mandarină, eram și la lămâie și la, așa, la pula mea, la mai multe. Practic ar fi trebuit să mănânc decât pui cu orez. Și eu mă umflam, eu nu mănânc mult de fel. Mă umflam fără motiv. Și când a aflat mama, gen... Că 16 ani am avut alergie, a nebunit. Și ăsta m-am apărat stomac. Gen. Nu știu dacă știe lumea chestia asta. Păi și nu vezi că sunt așa un pic. De-aia să ia și lumea de mine că sunt drogat sau crede că lumea crede că am slăbit, că sunt drogat. M-am slăbit că m-am operat în pula mea. Gen, for real. Chiar m-am operat. Hai înapoi să ne întoarcem la zestrea asta de familie pe care o ai. Da, țiganii mei. La țiganii tăi acolo, unde presiunea e de cu totul alt tip, presiunea socială, adică acolo... Bă, sincer, decât mama a crezut în mine, gen, decât mama, în rest, tata e că m-a văzut cu belciug în nas, ești afară, panoramă, drogatule, nu știu ce. Nimeni n-a crezut, acum când s-au văzut banii și s-au văzut rezultatele, automat... Toți, regele nostru, pula mea. Dar iubesc așa. Ești regele tata ai tu acum? Da, mereu am fost, sincer, că sunt primul nepot. Familie, gen. Cât de mare e familia? Păi stăm 12 inci într-o casă, gen. Bă, asta e altă chestie foarte tare și pe asta o știu și chiar voiam să te întreb, dar nu știam cum să pun problema, ce bine că ai adus vorba. Gen, dacă vrei să-mi vezi casa, e Bulibașa, videoclipul Bulibașa e filmat la mine în casă. E pură țigănie, gen, întreabă-l pe Luca, vezi numai tablouri cu Iisus, e efectiv, eu om trăiesc... Sunteți rom-creștini de aia fanatici. Da, eu sunt ciobotar cu gen, ciobotarii sunt cei mai spurcați și cei mai răi țigani și teișenii sunt cei mai cuminți.
Și mama e tăișancă, tata e ciobotar. Și a ieșit o corcitură de asta. Romeo și Julieta, bă, ai și expiri direct. A ieșit o... Nu, tata e bușcăria și omora pe mama e în bătaie. Mama e, dacă te uiți la podcastul ăsta, iartă-mă, la pustă adevărul. Ai luat la croșie în barbără, te-a rupt. Mamă, mamă. Păi și atunci cum să nu fie muzica asta, mă, atât de dark? Păi, așa am crescut. Și nu o să fie niciodată, gen, că eram sensibilitatea lui tataie, că eram primul nepot, venea beat acasă, după ce a ieșit la părnaie, și venea mama și spunea, a venit actul mare, viai, vino să-l calmezi, să culce. Și mă punea să-i pun Bela și Nicu Lambru ca să adormă. Și trebuia să stau lângă el așa. Era frică de el, în pula mea, că pușcăria și nebun. Și trebuia să-l calmez în fiecare seară cu Nicu Lambru și cu Bela. Lăutărie de-aia pe vechi. Da, da, știu. La casetofoane, nu știam să fac nimic, aveam 6 ani, era frică rău. Și n-am trăit în teroare, ca și cum. Bine. A fost o perioadă... Și după a intrat iar pe tâlhărie. La ce vârstă a intrat, mă, pe tâlhărie? Când aveam eu 6 ani. A ieșit când aveam 6 ani, a intrat înapoi. Și după, nu mai știu ce pula mea a făcut, a ieșit de tot la 13 ani, când aveam 13 ani. Dar tot, îl consider ca pe un tată. Dar cine m-a crescut pe mine ca tată, e unchiul meu. Unchiul meu îl consider tatăl. Și pe tata, dar și e, mai mult m-a crescut unchiul meu. Dar tu ai simțit nevoia de tată în viață? Adică ai simțit lipsa unui tată la un moment dat în viață? Bă, copiii sunt foarte răi, de-aia întreb. Eu toată viața, gen, îmi doream să împace cu mama și când am crescut am realizat că, bă, dacă sunt păca, aveam viața foarte plăcăcat, gen, nu mă căleam, nu ajungeam aici. Tata are niște business-uri, nu știu dacă știi Cocoșatul. Așa, da. În restaurantele lui, ale lui tata. Serios? Da. Adică celebri mici al lui Cocoșatul, zmicii lui Tactu? Da. Deci ne mâncam mici la taic tu fără să știm. Trebuie de sun, nu? Și... ok, de real sun, shit. Gata. Real shit. Și gen... erau complet din lumi diferite, gen... Tata cu bani, mama fără, a trebuit să... Nu știu, a fost o copilărie futută rău, tot, futută la alt nivel, gen, nu mai înțelegea nimic. Și eram un obiect care se juca mama cu tata cu el, gen... Și am fost prins la mijloc, fără nicio vină. Mă rog, acum fiecare ochi, eu întrețin pe mama, sunt cu mama în continuare, tata are familia lui. Tu în continuare stai în casă cu familia, adică nu... Stiga nimeni, da. O să mă mut în curând, anul viitor o să mă mut. Dar momentan mai stau puțin. Să știu că e tot ok acolo. Ai adus și problema banilor și că au început să vină bani de muzică. Da. Te așteptai să faci bani din muzică vreodată? Atâția nu. Sincer, nu. Gen, știam că o să fac la un moment dat bani, dar nu mă așteptam atât de mulți bani în România. Mă rog, în America până acum eram milionar cu toții de aici, din încăperea asta. Dar nu mă așteptam să fac atâția bani. Să pot să întrețin familia singur. Adică cel mai mic din familie întreține. Băi, dar voi sunteți conștienți că voi faceți parte din prima generație de artiști de la noi care au făcut bani destul de serioși din muzică? Da. Adică tu ești cam a doua sau a treia. Eu când pun întrebarea asta, îi pun mai mult întrebarea lui Luca, care se ocupă și de SIC. Băi, tu... ești, Luca e nou. Eu când mă uit acum, mă uit fix la Luca. Tu ești conștient că ai făcut și ai dat drumul celui mai sănătos precedent din muzica românească, în sensul în care ai arătat cât de important e să fii independent și să-ți deții 100% munca și muzica. SIG Music ar trebui băgat în istoria
muzicii românești ca fiind primul label care arată cât de important e să fii independent și să-ți deții 100% muncă. Pentru că da, overall, probabil nu faceți mai mulți bani decât Cat, decât Roton, decât Media Pro sau ce mai acum da, noi suntem independenți, gen. Pe de altă parte, și să spunem off, Rava în momentul ăsta face mult mai mulți bani decât artiști de la Cat sau de la Roton, pot să confirm chestia asta și să mă ierte Dumnezeu statistic, dacă... dacă nu ne crede nimeni, poate să uite statistic, gen. La primul meu album ever, am în jur de 25 de milioane de streamuri. Care e foarte mult. 30 de milioane de streamuri. Doar pe Spotify. Asta ziceam, 30 de milioane de streamuri pe Spotify este foarte, foarte mult. De-aia am zis că dintre toți artiștii de la noi, cred că a avut cel mai periculos debut. Da. Efectiv, i-ai luat de coaie pe toți. Adică stripă cifre, nu, lasă, ne place, nu ne place muzica. Astea-s povești deja. Da, dar statistic, vorbind, în momentul de față, sunt cel mai bun rapper din România. Rapper. Mă rog, statistic vorbind. Și nu e că mă pup în pulă, gen. E pur adevăr, gen. E statistic. Pe cifre. Da. S-a făcut niște... cum se numesc? Calcule și am ieșit că eu sunt cel mai bun trapper din România. Punct. Da. Care nu vrea să mă aducă la alt podcast. Da. A vrut doar ca să o lămurim. Stai să-mi... să-mi suflu și eu în pula, că nu că vorbesc. Strict statistic. Nu, pe băiețeală, strict pe băiețeală aici, cel mai bun trepăr din România n-a vrut să ducă la alt podcast. Bun, mulțumesc. Oricând. Ăsta a fost podcastul, terminăm sus? Nu. Stai că mai am, stai liniștit. Băi, și a venit succesul peste tine. Da. Nu te-a luat până pregătit așa? Bă, întrebarea de fapt e, stai să pun întrebarea corectă pe care vrea să o audă toată lumea. Ți-ai pierdut mințile de la succes sau nu? Nu. Da, sincer. Nu, știi de ce? Pentru că tata, având bani, eram obișnuit cu bani. Și când au venit banii, deja știam cum să-i gestionez. Și nu mi-am pierdut mințile. Și niciodată n-am uitat de unde am plecat. Niciodată nu mi-am subestimat vreun prieten de când am bubuit. E martor aici la vizual. Gen, cu cine am început, niciodată nu am subestimat să zic, dați-vă în pula mea că eu sunt mai bun ca voi, dați-vă în pula mea că eu sunt nu știu cine. Nu. Toți suntem oameni, toți suntem egali. Eu așa o văd. Toți suntem ființe umane. Tu ești om ca mine, eu sunt om ca tine și suntem egali. Că faci tu altceva, e altceva, dar toți suntem la fel. Eu așa o văd. N-ai căzut în boala aia de a te înconjura de oameni care suflă în pulă sau în cur și orice îi zice... Și acum am boala aia. Dar numai că îi simți, acum iau la mișto. Adică îi lasă maca și după dă-i drum. Păi talentul. Bă, ăsta e avantajul unei copilării și a adolescenței trăită în bagabânțeală. Da. Pe miroși, ai ochiul format, știi de acum eu. Da, da, când vezi o curvă, recunoști imediat. Da. Crede-te, mă, sunt expert în curve. Ceea ce ne duce la una din piesele care îmi place foarte mult de la tine, Regina Nunții. Mam, deci vrei să-mi poveste? Da. Eram în curte cu Luca, cu Ravizal și cu Asaf și cântau cu Cuvea și la Țigani e Regina Nunții. Că prezint, nu e bine să vorbești despre. Da, și știu și trebuie să, cumva și când cântă trebuie să-i zici Regina Nopții, nu știu ce. Și ce lucru, mamă, ce nume tare de piesă. Și după o săptămână am rămas stripat, mi-am scris în telefon Regina Nopții și am făcut Regina Nopții. Dar și știi aparent, cum mai e o piesă lăutărească veche, de fapt e o protomaneată. Am aflat de la Chila că e și un restaurant, Regina Nopții. În Plăiești, gen, am rămas șocat. Nu, dar era o lăutărească de asta mai denunță, așa, eu o țin minte de când eram mic, Regina Nopții, adică nu mai știu, de asta, din zona și asta. Și aparent acum s-a pupat că e pentru gagica mea, că eu cu gagica mea mă lingeam un clip și cu astea și e
pentru ea. E Regina Nopții. Bă, da, după ce ai început să bubui, n-a fost efectiv bătaie de femei la ușa ta? A, da, mă duc cel mai și cei Caterinca, că și înainte, și e martor, gen veneam, ieșeam afară, gen înainte să fiu cântăreț, am eu un dat la Dumnezeu să agăs pizde, nu știu, să mă arăt mama, nu știu, e vrăjeala mea, cărdeala mea, bără. E durerea asta în pulă, zic eu. Da, și eu. Cel mai probabil. Și eu cred, că gen, eu am să se întrebă pe singura fată de aici, durerea în pulă, nu? Ăsta e cârligul. Eu am o vorbă, gen, mi se pare că ăla care se afirmă și se agită și vrea să demonstreze ceva afară la anturaj, ăla e cel mai vai morții lui. Ăla care tace din gură și își vede treaba lui și îl luare în pulă, îți garantez că e mult mai apreciat decât ăla care maca-maca și nu face nimic, gen. Mai bine taci în pula mea și vede treaba ta, gen. Eu așa văd, decât să mă dau un stambă să fac eu că eu sunt cel mai tare, eu sunt cel mai așa. Și ce-ai rezolvat? Crede lumea de tine că ești clov. Așa, stai pe treaba ta, e liniștit. Deci tu ești un băiat crescut în șatră și pe stradă. Da. Dacă ar fi să zici 5 reguli pe care trebuie să le urmezi când ești pe stradă sau în șatră, mai ales dacă n-ai avut treabă deloc cu zona asta. Deci. Care ar fi? Vine unul din deci afară și îl trântește viața. Deci pe stradă sau în șatră. 5 reguli. Giulești Edition. Deci. Regulile lui Rava. Nu există iarbă bună în Giulești. 2. Există doar heroină în Giulești, care n-am folosit niciodată să nu folosiți așa ceva. 3. Nu merge singuri în capă la Giulești, că o mieli. Vă face de boală copiilor, să moară familia mea, vă ia tot ce aveți pe voi, nu știu, ce mai rău posibil. Dacă merge singur, până în capă la Giulești, până la dispensar. Treceți de Godac, ați merită. Și pula mea, încă o regulă, fix pe strada unde stau eu, e o spălătorie și efectiv sunt oameni cu găuri în picioare de la heroină și efectiv vin, îl plimbam pe nepotul meu, are 2 ani, întreabă-l pe la vizual, era de față și vine și efectiv voia să-l tâlhărească pe nepotul meu de 2 ani. Ce putea să aibă? O suzetă? Ce problemă putea să aibă? Să se scărpină de gardul meu și m-am dus și am dat în picior în gard. Vreau să-mi bage siringa mine, m-am ferit și am dat în picior în seringă și și a sărit ea de la mine de pe stradă, că mă cunosc. Gen, e... Nu știu. Da, a avut momente până acum la ăștia 20 de ani ai tăi în care să simți viața în pericol, pur și simplu. A avut vreun moment în care ai zis, bă, gata, asta e. Gata. Până aici a fost... Nu cu droguri. Sau? Nu cu droguri, nu. Dă-le dracu de droguri. Revenim și la povestea cu drogurile, că... Am avut odată când aveam 16 ani și... M-am trezit din somn la 3 dimineața și m-am dus la Mega, când îmi găsesc mea țigări. Și zic că să iau pe scurtătură, să nu o iau pe bulevard, să iau pe la metrou. Și când am dat pe la metrou, m-a tăiat unul pe spate. Gen, la modul, îmi zice, dă-mi tot ce-i pe tine. Era un boschetar, micuț. Gen, nu te așteptai să fac afturul nimic, știi zic? Și nu știu cum, în 40 de secunde, i-am zis, pleacă în pula mea să sugi și m-am întors cu spatele. Și când m-am întors cu spatele, efectiv, în 40 de secunde, mi-a dat 4 măsuri pe spate, nu știu cum. După am dat un pumn în barbă, a căzut și frica mea a fost că, fiind boschetar, poate avea dracu vreo boală, vreo ceva. Și noi am spus mama că mama e panicoasă și am zis, mă, tu și mai acasă, dă-mă cu spir pe tot spatele, că eram tăiat, l-am trimis la aceea poză pe grup, eram tăiat pe tot spatele, gen. Atât. Dar pare destul de recentă povestea asta. Adică... Nu, aveam 17 ani. E recentă busca cu 3 ani. Hai să... Da. E recentă, ce să mai... În rest, nu. Treaba mea, brigada mea... Și atunci de la droguri ți-ai simțit viața în pericol? Trecând peste episoadele alea 2 de moarte clinică. Nu, decât atunci. Atunci. Atunci... Bă, dacă ar fi să dai un sfat... altă întrebare care a venit de la Psihotrop și care e foarte legitimă de altfel.
Așa, este... Și nu e întrebarea pusă foarte corect și pe suflet curat și fără pic de hate. Dar trebuie să lămurim chestia asta, că e un pic delicat. A zis, băi, conștient că e posibil să aibă asupra tineretului de acum o influență cel puțin la fel de nefericită cum a avut specii pe vremuri, legată de cultura consumului de droguri și legată de droguri? Am realizat chestia asta și după, nu știu dacă ai văzut mimurile alea cu mine în care zic băgați vitamine, fiți. L-am văzut, da. Gen, efectiv, am realizat chestia asta și am zis, bă, nu e ok. Primea mesaje în care spunea, îmi spunea un copii fani că le-am salvat viața, că sunt mai tupeiști, că și-au ieșit din zona de confort, nu știu ce, asta, ok, asta mi-a plăcut. Dar am văzut și unii oameni care vreau să iau după mine și se drogau agresiv aiurea, gen. Și când am văzut chestia asta, gen, am început să fac live-uri sau și la story scriam, băgați vitamine, nu mai vă drogați, nu e ok, nu mai consumați, ok, ați consumat, nu mai consumați, dacă n-ați consumat și vreți să încercați, nu e nimic interesant decât vă distrugeți viața. Gen. Când am simțit chestia asta. Bă, venind de la tine, cumva e credibilă chestia asta. Chiar e, pe asta zic. Dacă venea de la altcineva, nu cred că era credibilă, dar de la mine, care chiar s-a văzut și gen, dacă ne uităm la Never See-ul, cum arătam la Never See anul ăsta și cum sunt acum, e o diferență foarte mare, gen. Aveam 58 de kg atunci, acum am 70. Adică nu mai consum, nu mai fac chestii. Dar nu ți-e frică că se schimbă și muzica foarte mult acum? Adică dacă cumva... Păi nu, din... pe Regina Nopții am făcut-o sober. A, da? Da. Bun. Aia e bună piesa. Eu, mie mi s-a părut, asta vorbeam cu Luca, aveam în cap că doar pe substanțe pot să fac. Și am stat cu el și le făceam pe bandă rulantă, fără nimic, ne dura la ciocan. Și am zis, bă, până la ieri, n-am nevoie de nimic. Și efectiv, Regina Nopții e sober. Dacă primești o ofertă de proiect comercial de la vreo televiziune de asta de la noi, te duci sau nu te duci? Sunt șanse de 90% să nu mă duc. Ai primit? Am primit. A primit? Ce? L-au sunat televiziune să le apă la emisiuni? Fii sincer. Rafa e un produs foarte periculos. Pe de altă parte, dacă îl prinzi pe Rafa la o emisiune... Bă, cred că da, dar am refuzat că ne-au mai chemat. Da, dar n-are, nici nu e, nici nu voia el, că așa a fost și cu podcasturile astea. De la toate podcasturile pe care le-am primit, de la care am primit invitații, l-au întrebat, bă, vrei să mergi? Și a zis că nu. De obicei e destul de transparentă treaba. Păi zic tot, bă, vrei să? Și da sau nu. Că nu prea forțez lumea să facă chestii. Mie nu-mi place să mă arăt, în general. Că eu de-aia, nu știu dacă observați, la orice concert, eu când intru cu bandana pe față. Pentru că eu înainte să fac muzică, nu aveam poze cu fața mea, nu aveam poze cu identitatea mea, gen. Și într-un fel, bandana mă face să nu uit de unde am plecat. Și am zis-o și eu zic chiar, gen, niciodată în viața asta, gen, toată viața mereu o să intru cu bandana pe față, gen. Poate să fie și, nu știu, să-mi dea regulă amendă 500 de milioane. Intru cu bandana pe față. E, altfel nu pot. E chestia mea de suflet să știu de unde am plecat. Bă, dacă te prind pe TV fără să le cer bani, te mănânc eu. La mult, pe toți învăț, acum o să... Mamă, cât a hate-ul de pe la TV ori să-mi trag, mai ales că ce TV? Eu am și lucrat nici, în TV. Nici nu mai există, să mă arăt la TV, televizor. Cine se uită tata aia? Nici tata aia nu mai se uită. Băi, e foarte ciudat că noi tot vorbim de moartea televiziunii de niște ani buni. Chiar am murit de vreo 2 ani, 3, 4, zic eu.
Poate nu te mai interesează adică, pe tine. Aș prefera mai mult să mă uit pe YouTube, aș prefera mai mult să mă joc cu PlayStation, să mă joc cu un Counter, decât să mă uit la ce, la epilică, la măruță. Da. Băi! Sincer. Bă, cât de bun era, bă, de fapt. Alaltă ieri am tras cu unul dintre cei mai buni oameni de televiziune de la noi. Andy Moisescu. A, știu. De la care este, mie și prieten. România Talent, nu? Hmm? De la România Talent. Mi-a da. Venit în cap. Așa. Și Andy are o carieră de 18 ani în televiziune. Bă, da, cumva și el zice cam același lucru. Sau nu știu dacă ești neapărat același lucru, că spune cât de bună e treaba asta cu internetul. Și cât de ce și că se bucură că a prins treaba asta cu podcastul. Și mi se pare ciudată chestia asta cu trebuie să te lansezi pe internet ca să ajungi la TV. Ce pula mea? Păi dacă internetul e mai sus ca TV-ul, gen, de ce să mai mă duc la televiziune dacă internetul e mai sus? Adică, cum ar veni, te lansează TV-urile prima oară pe internet și după ajungi la televizor. Nu există așa ceva. Acum e o boală pe la televiziune să pescuiască staruri de-astea de internet. Da, să stea cu minți acolo. Că... Nu. Eu nu vreau chestiile astea. Eu vreau să-mi fac muzica, vreau să am brigada lângă mine, vreau să evoluăm toți împreună, să facem piese bune, să facem... să efectiv să-mi fac treaba. Și atât. Nu vreau să apar la emisiuni să dau explicații. Nu vreau să dau explicații nimănui. Uite, podcastul ăsta îmi place foarte mult că port o discuție cu tine care îmi place. Dar mă duc la o emisiune să dau niște explicații. Păi cine pula mea astăzi să dau explicații? Știi care e prima întrebare dacă te duci pe la vreo emisiune de asta? Și de ce Rava? Da, asta de unde numele Rava? Da, așa mă cheamă în pula mea. Bă, uite, zic o poveste apropo de unde numele ăsta. Bă, Ghetu Argatu, îmi cer scuze pe această care față de el, că l-a întroluit atâta vreme. Eu nu știam că pe el cheamă Argat un buletin. Era și el cheamă Andrei Argat. Și când a apărut el prima dată, Argatu. Ha, 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 Argatu, dă-i fă mișto. Fac o dată, fac de două ori, fac de astea. El e mega băiat așa. Eu sunt și prost de gură, sunt prost tare. Ce la fel? Păi, da. Să fim sănătoși. Da, ne și înțelegem. Prozul, ha, 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 Argat, nu știu ce-s, bă, te bă, în pula mea, că așa mă cheamă în buletin. Tu te bă, de aici, arată buletin. Mi-a arătat buletinul, n-am mai zis nimic. Pe lângă faptul că îl cheamă Andrei Argatu, e născut și pe 1 decembrie, de ziua națională, ca să fie treaba completă, chiar că e posibil în jurul datei de 1 decembrie să apară podcastul ăsta la mulți ani Argatu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Am vorbit cu el să vină și el, apropo, Happy birthday. Ca să fie. Bun, hai să ne întoarcem la ale noastre. Ziceai că nu te așteptai să faci atâția bani. Da. Nu o să te întreb câți bani faci, dar o să te întreb câți bani faci. În ce sens? Cât ai luat cel mai mult pe o cântare? 5? 4. Mm. Dacă eu vreau să chem Rava acum să cânte, mă costă 4.000 de euro. Mm. Câți din banii ăștia rămân la tine, cât să duc la echipă? Sincer, gen, eu am 3 concerte pe săptămână, cum ar veni vineri, sâmbătă, duminică, sau joi, vineri, sâmbătă. Și niciodată n-am calculat, dar am intră foarte mulți bani. Adică, în principiu... Vrei să vă zic eu procentual? Luca știe procentual. Nu, lasă, nu, gata. Eu, nu. Era tare nu. Să zic că era, acum vii tu cu... Eu sincer, vă zic eu, eu decât văd foarte mulți bani și zic ok. Mi-am făcut treaba. Sincer. Bă, mi se pare extraordinar. Brusc cu discursul ăsta ai devenit printre artiștii preferați de la noi. Vorbesc serios. Adică mă așteptam să fie totul foarte pe corecte și eu am zis lui Luca să stea liniștit, că am impresia că o să iasă un podcast foarte bun. Și mi se pare că e un podcast foarte bun, dar trebuie să recunosc că m-ai cucerit cu... Rău. Adică am devenit fan Rava om,
ca artist am zis, sunt unele piese pe care nu le înțeleg. Băi, tu ai o zonă de bagabonțeală pe care eu trebuie să recunosc, fiind și copil mai alintat așa, nu prea înțeleg unele chestii. Dar acum la modul cel mai serios, dacă ar fi să te apuci tu să-ți explici succesul pe care l-ai, de ce crezi că ai succes? Sincer? Pentru că nimeni nu știe cine sunt, de unde vin. Și am apărut așa, ca din pizdă, și le-am rupt mâna la toți. Păi și nu ți-e frică că acum, după podcastul ăsta, să-l ce misterul, să întoarcem în pizdă misterul? Nu. Nu. Timp, da. Mulțumesc că mi-ai adus aminte. Gen, eu n-am știut nimeni până de curând ce înseamnă timbru vocal, gen. Și am aflat că am un timbru vocal foarte, foarte special. Și degeaba te iei cu mine în piese, că n-ai cum niciodată să le ca mine, că am timbru ăsta. Gen. Pe zona asta de rivalități și de disuri. Auzi, dacă vrei să vorbești despre asta, da, hai să o acoperim și pe asta. Ne încercăm. Din punctul tău de vedere, care e cel mai mare dușman al lui Rava acum? Eu. Sincer. Bun. Eu sunt cel mai mare dușman al meu, cu eu mă încurc ca prostul. Eu nu sunt atent, eu zic nu, lasă că nu fac azi, fac mâine, fac poi mâine, dau cu piciorul la multe oportunități. Eu sunt cea mai mare dușmanul meu în momentul de față. Care e cea mai mare oportunitate care ai dat cu piciorul în ultima vreme? Și ai și regretat-o după aia, că așa... Uite, îți dau un exemplu, în zona de colaborări. Ți s-au propus niște piese pe care le-ai refuzat și după aia ai văzut că erau hit, că au devenit hit? Nu. Nu? Nu, sincer. Sincer. Nu. Dar am niște piese cu care nimeni nu se așteaptă. Nimeni nu se așteaptă ca am piese cu oamenii ăia. Gen legende urbane. E pentru cel puțin pentru mine. Poți să zic, Luca? Gen, am piesă cu Boca Seca, care mi se pare e reporul meu preferat, e legendă urbană pentru mine. Și să am piesă cu Boca Seca. Ce personaj e Boca Seca? E, și care el nu face fituri, nu face... Da, da, știu, și cred că mă urăște săracul, că l-am troluit de el, neînțelegând că eu sunt efectiv bău, dar nu... Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mai zi-mi. Cu cine? Da. Mai rămâns o piese? Liviu Todorescu? Îmi place Liviu super mult. Cu cine? Macanache trebuia la un moment dat grasul XXL, da, da, mă gândesc. The bomb has been dropped. Da. Dar restie ți s-au dat disuri? Of, căcălău. Care te-a deranjat cel mai mult? Niciunul. M-a durat în pulă, sincer. Efectiv, mi se pare că s-au umilit mai rău pe ei. Că eu am o strategie foarte... O să zic strategia mea, gen, ce le fac la dușmanii mei, gen. Ei mă amenință că mă omoară, că mă bat, că nu știu ce. Eu aflu ce femeie iubesc și le fut. Să moară mama dacă te mint, gen. Hai de capul. Bun, deci să nu mă dușmănesc cu tine acum. Nu, niciodată. Nu, se pune probleme. Mamă, băi, ce personaj poți să fii. Nu, sincer, chiar asta fac, gen. Lovesc cum ne doare cel mai tare. Dacă îi dau un pumn în barbă, păi își revine a doua zi, nu? Dacă îi fug femeia, plânge două săptămâni. Gen. Și aia și ăla. S-a pișat pe ea amândoi. Cum îl vezi pe Rava peste 10 ani?
mult mai matur, nu mai fiu așa panoramă. În continuare ești panoramă? Panoramă la modul gen ca personaj. Gen... Ca personaj? Da, sunt o panoramă, domn. Adică... Sunt o panoramă. Plac femeile, curvele, de-astea, gen panoramă, domn. Nu știu, să fiu și eu mai la locul meu. Poate un mini Rava. Mamă, un mini Rava n-ar fi rău absolut deloc. Bă, e cam de vreme să avem discuții. Nu, vom peste 10 ani. A, gata, ok, am uitat, eu am zis no, 10 ani. Cum ar fi să am un copil acolo? Ar fi... Băi, tu făcând parte din etnia romă, deja ești bătrân pentru copil. Păi mama trebuia să mă dea la 8 ani. Și a făcut data crize și nu mai am adus. Gen. Nu, de la 8 ani. Păi mama e... A făcut primul copil la 13 ani. Pe unchiul meu. La noi e țigăneală, pe bune, gen. Sunt cioroi. Nu te înțelegi cu ei. Și așa am fost și crescut. Adică tata e... Când veneam de la școală, eram clasa a doua, îmi ținea ore de sexologie. Și îmi spunea, nu contează dacă n-are un picior, trebuie să fuți orice, că după pizdele vorbesc între ele și o să zică că ești impotent. Și zic, bre, dacă nu-mi place, vrei să o fut, nu contează, fuți orice, gen, să-l lua de mine. Gen, tipologia aia de oameni, știi? Tigan old school. Dar încet, încet, sau parcă s-au mai modernizat. Dar tu acum, la 20 de ani, tu cumva ești și pe la jumate, adică ești cu un picior în treaba asta învechită, care ține de șatră și de felul de a fi a etniei rome, da. Mai ales că-s familiile alea două de care ai spus, care își se bag cap în cap. Asta pe de-o parte și pe de altă parte a intrat într-o lume de asta care e total diferită de o rânduială aia bătrânească, țigănească. Cum dansez cu astea două? Că e, mi se pare foarte complicat. Că trebuie să-mi pari și varză și cap. Chiar e, că de exemplu fac un live pe Instagram în care, nu știu, vreau să fac panoramă cu oamenii care mă apreciază. Și aud pe hol, dă-te în sânge. Sau vină mă în coadă, dă-te în sânge, să mănânci. Asta e, trebuie să-mi las un gen. Că noi așa vorbește mama cu mine, de exemplu. Sau așa vorbim între noi, gen. Mă rog, eu nu înjur pe mama, Doamne ferește. Dar mama zice, haide mă, vină în coadă, dă-te în sânge. Că așa e la noi. Și dai seama, mai sunt pe live, mai s-aude o perlă, mai... Tipă tataie, mai se înjură cu cutare, mai... Da, încerc să le acopăr cât pot. Dar nu ți se duce din șmecherie sau din șmecheria personajului pe care l-ai construit? De ce s-ar duce? Că sunt eu. O să sunt eu. Cine mă acceptă, mă acceptă așa cum sunt. Dacă nu mă acceptă că sunt țigan și că mă dă în sânge mama, să nu mă accept. Bun asta. Mai avem niște întrebări, dar pe cuvântul meu, dacă nu mi le-ai demontat pe toate, cumva mi-am făcut eu un plan, dar ai venit pe corecte și atât de cu inima deschisă, încât cumva mi-ai răspuns la foarte multe din întrebări fără să întreb eu. E posibil să spargem geazul. Mie mi se pare că e foarte scurt, pe de altă parte... A acoperi Rava, băi, ești mega simpatic pe viu, deci nu mă așteptam să fie atât de simpatic pe viu. Și e foarte multă carismă și mi se pare, nu mi se pare o întâmplare absolut deloc că ai succesul pe care l-ai. Și bă, a avut viață complicată, adică cumva te-ai chinuit. Mi se pare fascinant cum, repet, ești cu un picior într-o parte, cu un picior în alta. Da, dar mă descurc, la echilibrez eu, de dragul. Uitându-te în public, la tine, la concerte, a avut, ca să zic așa, un anumit tip de fan care te-a surprins că-s la concert Rava? Adică te-ai uitat la omul ăla din public și ai zis, eu te-o să-mi bat pula.
A venit ăsta la concert. Da, am avut timp de la momente. Vedeam oameni foarte în vârstă. Și eram, ce pula mea, cu aia caută aici. Și omul se rupea, era gen. Și, nu știu, oricum, mie mi se pare că la concerte, mai ales de când sober, le dau toată energia mea și mi-o dau înapoi, nu știu, un schimb de energie foarte brutală, brutală pe bune, la modul în mine să mă arunc în tavan, sincer. Și asta aici e tare, e mult mai tare să fii sober decât să trăiești viața prin substanțe. Dar unde te simți mai artist acum? În studio la Borcan, când ai tricoul de pe tine și faci 6 piese într-o zi? Sau pe scenă, când e schimbul de energie atât de brutal, de-ți vine să te sui pe pereți? Păi, n-ar mai fi schimbul dacă n-aș stea în Borcan. Aia e foarte clar. Ce vreau eu să înțeleg e unde te simți tu mai în largul tău. Pe scenă. Pe scenă. Pe scenă. Pe scenă. Pe scenă mă demonizez, vreau arată. Adică sunt momente când, cum a zis Adina, bă, când duci pe scenă, ești când te dracu în tine. Ți se schimbă privirea, ți se schimbă ochii, ți se schimbă tot. Gen, am momente, la ultimele mele concerte, gen, am adus chestia asta cu Ioco Astega, cu autotune live, să cântăm cu autotune live. Și gen, la ultimele concerte, la dropuri, nu mai făceam 1, 2, 3 și făceam de nebun, gen, efectiv nu știam cum să mă exprim, că simțeam energia aia, gen, și urlam de nebun. Nu știu. Acolo, mă rog, sunt și bulangerii mult de acolo, la concerte, la eventuri de astea mici, la festivale nu sunt. Sunt și bulangerii de astea multe, că l-am scuipat pe ăla că scria Muenosfe pe telefon, nu ca s-a luat de mine. Că... Băi, chiar m-a întrebat, mi-a pus cineva întrebarea asta, dar nu știu dacă e din patronatul Gojiresc, o să-ți explic eu care, că o să mai avem o secțiune din podcastul ăsta care nu e publică, doar la mine pe Patreon. De fiecare dată când filmez cu cineva, rog pe ăștia care mi-au dat follow pe Patreon să pună întrebări pentru invitat. Mm-hmm. Și ea exclusiv doar pentru ea. Și cred că a întrebat cineva, dar acum că ai adus vorba e foarte bine. Care a fost faza aia cu scuipatul? Deci, la orice event mai văd un Muerava 2HP Sloboz. Da, scria 2HP, Muenosfe. Și când am văzut Muenosfe, mi-a crăpat o venă la cap. Și eu aveam handlerul cu Muenosfe. Și direct i-am dat mare flec în cap. Și direct bodyguardii, două cataroaie în barbă și mergea strâmb, mergea așa. Nu mai știa să meargă. Cum pula mea să scrie așa ceva? Mi-a făcut tot. Am avut un concert, nu mai eram eu, eram nervos, eram... Efectiv, mă uitam urât pe toată lumea și... Nu știu. La un dat i-am jurat pe toți, am zis, dați-vă în Sloboz, opriți-vă. Gen, cum să faci așa ceva? Și da, lumea judecă. Rava și-a scuipat fanul. Ce pula mea fan e ăla care scrie 2HP Muenosfe? Lumea nu știa adevărul, gen. Lumea nu vede ce se întâmplă cu adevărat. Lumea doar zice, aude că Rava și-a scuipat fanul. Păi l-am scuipat în pula mea că a scris că... Ce a scris în pula mea? Că altfel nu scuipam. Îl lăsam ca pe ceilalți care scriu 2HP. Dar lumea nu înțelege și nu vede ce. Bun. Păi, trebuie să recunosc că ăsta e unul din episoadele mele preferate. Deși e mai scurt decât s-a așteptat lumea. La mine o oră jumate, o oră 34 e scurt. Dar nu e cel mai scurt. Cel mai scurt a fost cu Bahoi, cred. Nu cu Bahoi, cel mai scurt a fost cu Ernest. Dar a promis că mai vine să mai bage o bucată. Băi, mersi mult că ai venit. Unu, pentru că știu că nu apar. Și după cum ai zis și tu, mă bucur că am făcut chestia asta. Și eu. Chiar mă bucur și de mult așteptam să vin. Chiar de mult.
Bă, și eu o tot plănuiam pe asta cu tine și mi s-a părut un moment foarte, foarte bun ăsta de acum. Mm. Și să-ți dea Dumnezeu sănătate și minte, succes ai, mulțumesc, să rămână succesul tot așa, stratosferic, cu Luca nu-mi fac griji, da, cât în vreme ești cu Luca, eu sunt liniștit. Eu, dacă sunt cu Luca, părinii, psicul, 46, nu am nevoie de nimic, merge totul perfect. Și ce am înțeles de la tine, și mi se pare foarte tare asta, este că și la propriu și la figurat, familia e familie. Și aia de acasă și aia de la studio. Da. Mi se pare mega tare. Să trăiești. Sănătate. Frumă.